Nici n-am început bine și m-am disperat. Stai în ideal la disperări, în ideal. Nu mai la disperări. Nu e problemă că ne revenim. Bună ziua. Astăzi te-ai pus cum am zis eu. Nu-mi dă pace. Nu-mi dă pace. Imediat îmi pun capul la prăjit. Cum trebuie să zic? Am uitat. N-are importanță cum zici. Hai aici și spune. Hai și spunem că nu știu. Hai că-s prostă și nu știu. Îți mai deștept să aia din televiziune ca mine? Da. Păi îți mai deștept să aia din televiziune? Da. Tu ai văzut cum stă frumos? Stă frumos să uită că îi taie de-acolo, îi face cum fac și eu. Ce frigoț ai luat pe tine? Poftim. În casă, are tata tricou. În casă, bine stai în casă cu tricou. Te pui frumos, zâmbet plăcut, nu muie. Fă tu prezentarea, uite, îți fac onoarea să faci tu prezentarea. Păi, că ăsta știe prezentarea, că l-a făcut mai oameni, eu stilul meu. Băi, oameni, bună ziua, știi, ție, tata Nețu, ce bună ziua, băi, oameni, oameni, lasă mână. Păi... Păi nu, cum fac eu? Băi, oamenii astăzi avem la meniu nici, e tata avă la traia. Tu ai alt gâț. Ălea scârnațuri ce știi tu să faci. Tu ai alt gâț. Tu știi să faci scârnaț, să prăjești. Vezi, vezi. Altceva ce mai știi? Nu ți-o dat aia cu tigaia? Fără că punem inimă, punem inimă, punem dragoste, punem mâncare din alea. Ce pui? Inimă și dragoste. Pui tiper, sare și știu eu ce. Ce dragoste? Că numai rapandulile, zice așa, parașutile, care vrea să prindă vreun bărbat, să-l ciucească și să ăsta. Bună ziua, astăzi avem un meniu. Îi pui așa frumos în față la cameră. Domnilor, astăzi avem un prepareu frumos, gustos, delicios, elegant, stilat, categorie lux, 5 stele. Treci. 5 stele. Treci. Treci. Du-te. Da. Ce m-aș arăta, fetița? Un nemernic ești. Ce m-aș arăta, foarte mare nemernic. Disperatule. Bun, deci prezentarea a avut făcut-o domnul Mundialu. Că eu nu știu să fac prezentări. Eu am să vă gătesc. Și am să gătesc un pilaf din pui. Mai exact din aripioare de pui. Cu ciuperci. Și aici am orezul pe care l-am spălat de data aceasta. Aici mai am supă de pe gâscă. Este supa. Am aici șofran. Ceapă. Ulei pe care îl punem deja. Sare, piper și azi fără dragoste, fără nimic. Azi doar cu sare și piper o să fac mâncarea. Prea multă dragoste strică. Îi mai dau și sare. Poate își revine. Am lăsat un pic uleiul să se încălzească, nu foarte tare, eu ăsta de măsline nu-l las.
fie fierbinte, că nu-mi place să se ardă. O să pun aripioarele la prăjit. Este normal, le-am spălat, le-am curățat și le-am condimentat puțin. Și le las să se prăjească. Acum mai are roșu. Da. Mi l-au pus ăla pe 5 minute de filmare. Numai 5 minute? Cred că. Hai că vedem la după aia. Nimic, ar duci 5 minute să prăjească și după aia pui normal. Adică eu în 5 minute trebuie să termin mâncarea? În 5 minute trebuie să reiei mâncarea. Altceva nu știi. Nu mă să reiei mâna și... Că mi-ai și întorsul prea încolo. Atât animalizează între el. Cred că atâta sare am să-i pun în mâncare. Ambalat frumos. Stai să te desfac. Oare pentru o porție? Probabil. Nu știu ce limba scrie, nu înțeleg. Cred că în spaniolă. Nu înțeleg în spaniolă. Deci de ce nu vorbesc frumos cu el? Îmi place. Am un deal ăsta, îi place numai. Să-l înjuri, să-l fărmuiești. Trebuie să-mi cumpăr un bic, să-l bifuiesc. Și să călesc puțin, o să adaug și supercile. Eu am tăiat mai mult, că mie îmi plac. Îmi plac supercile, știți și voi. Și ele puțin. Să mai adaug puțin ulei.
deja începe să lase puțină apă ciupercile. O să le acopăr. Da, înainte de a pune și ceapa, care dacă nu mă deruta atâta domnul Mondial, o puneam înaintea ciupercilor. Știți? Dar deoarece m-a zăpăcit de cap, pus-o după ciuperci. Dar cum voi sunteți inteligenți, o să puneți imediat după carne, puneți ceapa, o căliți și după aceea puneți ciupercile. O acopăr. Și o las puțin așa până ce eu spăl vasele. Pe 5 minute mi-ai pus. Am dat scoară pe acolo în Germania să vedea dacă se face pe pompierul român. O să adaug supa. Dacă nu aveți, mai puneți apă și puțină vegeta. Și lăsăm să fiarbă. La foc tare, mai încet. Și cam atât. După ce fierbe, o să punem orezul. Bun, am lăsat să fiarbă. Cam 15 minute. Acum o să adaug orezul. Să adaug și șofranul. Bun, pilaful este gata, fiert. Adaug pătrunjelul verde. Mai amestec puțin. Poate servi.
mergem puțin farfuria ca la restaurant. Puțin ulei de măsline deasupra. Și am făcut-o și pe asta. Poftă bună și să aveți o zi minunată! Ia, nu așa în partea aia pe camera când ăsta, un pic ea te ghidezi așa în ea. Oamenii nu sunt constructori ca să vadă gresia și faianța. Ești când mânci, nu poți să taci. Dar prinde luminile, să plătim vreo 7 miliarde curentul. Pătem de bară. Vezi că te trimă la șurub la cuțâche. Poate mă faci de minuni acolo. Poate nu-mi vii cu toate trei cuțâchele. Cu sabia, cred că vin.